De mult timp nu mai este o chestiune de ar putea jocurile să ne învețe ceva, ci mai mult ce ne-au învățat deja jocurile. Nu doar cele intenționat făcute pentru a fi educaționale, ci toate, absolut toate, chiar și cele groaznice au potențialul de a fi educative. Ca urmare, acesta este top 7 lecții învățate din jocuri, un top dedicat tuturor învățămintelor pe care le putem deprinde din jocuri, indiferent că au fost intenționate sau nu. Multe dintre ele, uimitor, pot fi relevante pentru viața de zi cu zi. Altele, nu la fel de mult, iar altele ne tot aduc aminte că lumea poate fi cruntă și neiertătoare, iar în mod subliminal, câteva jocuri poate chiar vor contribui la asta. Acestea fiind spuse, locul 7. Mario. Ce ne poate învăța această entitate malefică, adică pe lângă multiple moduri de a comite genocid și de a scăpa basma curată cu asta? Relativ aceeași lecție pe care încerca să o predea și Tony Montana în Scarface. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Este exact același principiu, mai întâi monedele, apoi ciupericile, apoi prințesa. Nu pare suspicios de similară filozofia propovăduită de Mario cu cea unui traficant de droguri violent și paranoic? Mario desigur împinge această lecție cu un pas mai departe, încurajând distrugerea irreversibilă a mediului înconjurător în căutare de bani și călcând peste cadavrul oricui pentru a ține prin obiectivele. Nu sunt lecții pe care o persoană rațională ar trebui să le urmeze, dar puteți fi siguri că are suficient de mulți adepți încât să asigure distrugerea civilizației în următoarele decenii. Apostolii săi de pe Wall Street deja făcând pașii premergători. Locul 6. League of Legends. Ce lecție am putea învăța de la această extrem de populară clonă de Dota? Adică pe lângă faptul că este superior lui Dota 2 în fiecare mod posibil, fiindcă nu ține cu dinții ca un animal turbat și fără minte de mecanici de RTS și concepte învechite ce nu fac decât să îngreuneze experiența. Învățăm că inevitabil va veni un moment în care va trebui să lucrezi la ceva important alături de alți oameni. Și fără nicio urmă de îndoială, cel puțin unul dintre ei va fi o jigodie completă care nu va face altceva decât să înjure pe ceilalți și să învinovățească pe oricine vrea pentru orice percepe ca fiind o problemă în desfășurarea proiectului. League of Legends ne amintește că dacă ne coborâm la nivelul acelei creaturi subumane, acea târâtură speluncă, acea risipă de piele, vom pierde din vedere obiectivul și atunci totul este sortit eșecului. Așa că trebuie găsite moduri de a continua fără ca individul cu pricina, dacă îi se poate spune așa, să afecteze proiectul. Moduri ce nu implică, și subliniez foarte mult, nu implică frânghie, saci de plastic, var și săpatul de gropi în pădure la miez de noapte. Moduri precum încercarea de a coopera cu scursura societății și alte metode care nu implică găsirea sa în viața reală și reeducarea sa folosind o baterie de buldozer, două cabluri și un clește. Fără astea. Pașnic, civilizat. Locul 5. Black and White. Peter Molyneux a reușit, fie intenționat, fie nu, să ne învețe o lecție foarte importantă în Black and White. Nu cea că vacile sunt foarte simpatice, știam asta cu toții deja. Nici că alegerile tale vor modela modul în care ești tratat de lume și modul în care cei din preajma ta se vor comporta. Că acțiunile tale le vor modela personalitatea. Deși ar fi și asta o lecție foarte importantă, însă Black and White mai are una și mai bună. Religia duce inevitabil numai la suferință. Gândiți-vă doar, o insuliță liniștită, idilică, în care cele mai rele lucruri cu putință erau să îți pierzi oile sau să te rătăcești în pădure sau să fii mâncat de un rechin. În esență, lucruri care puteau fi evitate cu efort minim. Ce se întâmplă de îndată ce acei săteni se roagă pentru un zeu ca să-i apere de rechini? Apar tu, jucătorul. Nu mă refer la faptul că poți fi o zeitate extrem de malefică ce își pedepsește supușii în mod constant. Asta e doar un bonus. Nu! Prin simpla ta prezență ca un zeu, damnezi lumea la suferință. Prin apariția ta aduci mânia altui zeu ce bombardează insula cu meteoriți. Iar apoi încep mai mult sau mai puțin o cruciadă pentru distrugerea celui al zeu și a ghiotanților săi. Dar pentru că nu poți lupta direct împotriva lor, trebuie să treci prin supușii lor, iar ei prin ai tăi. Rezultatul? Masacru peste masacru, genocid, cruzime, suferință și cu siguranță măcar o persoană strivită de un excrement zburător. Dacă ai scoate religia din ecuație, deodată lumea nu prea mai are pentru ce să se omoare reciproc. Bine, ar fi resursele, dar la cât de leneși sunt sătenii ăia, nu cred că ar fi ajuns până la un conflict deschis. Poate doar o bătălie a formațiilor, iar acolo singurele victime ar fi timp panele și bunul gust. Locul 4. Lemmings. O lecție foarte importantă ne învață Lemmings, una pe care mai toată lumea o ignoră. Doar pentru că cineva este într-o poziție de conducere nu înseamnă că trebuie să-i urmezi toate ordinele atunci când îți dai seama că nu sunt ordine bune. Imaginați-vă doar cât de mulți Lemmings ar fi în viață acum dacă nu s-ar fi luat după ordinele primite de la stăpânul lor și ar fi încercat să găsească pe cont propriu un mod de a ajunge până la capătul nivelului. Sigur, sunt momente în care trebuie să accepți ordinele cuiva atunci când sunt raționale, când sunt benefice, nu când îți spun să sari într-o prăpastie. Dar în rest, ai capacitatea de a decide de
unul singur. Doar pentru că ceilalți din jur fac ceea ce li se spune și sar în hău ca o gloată fără minte, tot ai capacitatea de a decide pe cont propriu, de a nu fi parte din turmă, nu când turma se îndreaptă spre abator. Locul 3. The Walking Dead. Creația celor de la Telltale Games a avut o lecție foarte sumbră, și anume, tot ceea ce știi și toți cei pe care îi iubești se vor schimba, vor muri, vor dispărea posibil în moduri tragice. Și sunt șanse că pe undeva pe acolo o decizie făcută de tine va fi măcar parțial responsabilă pentru toate într-o oarecare măsură. Nu este tocmai o lecție pe care lumea vrea să o accepte, fiindcă este una foarte groaznică, în sensul de ton, dar este pe cât de adevărată se poate. Sfârșitul este inevitabil, va trebui să ne împăcăm cu această idee și să încercăm să nu-i grăbim sosirea. Sigur, poate că nu va veni sub forma unei apocalipse de zombi, lucru pe care îl poți spune cu 57% certitudine, dar tot se va întâmpla. Așa că ceea ce faci până atunci contează și va conta cu mult timp după ce nu mai suntem, o decizie ducând la o consecință ce face posibil o întâmplare care duce la apariția unui eveniment cu mult timp în viitor. Asta dacă mai e un viitor după ce suntem cu toții zombies. Locul 2. Tetris. Un joc simplist, mecanic, fără poveste, personaje sau orice s-ar crede că ar putea genera o lecție, dar are una. Una redată perfect tocmai prin mecanica sa. Atunci când ai clădit două grupuri frumoase de blocuri de pătrățele separate doar de o coloană și vezi acea linie venind din cer, te bucuri de succesul tău din acel moment. Fiindcă durează doar atât. Un moment. Succesul dispare rapid, permițându-ți să mergi mai departe, dar necesitând apoi și mai mult efort pentru a continua. Însă atunci când greșești, greșelile nu dispar, nu se evaporă, ci se adună. Fiecare eroare amplifică orice greșeală din trecut până când te trezești că nu mai e nicio soluție, nicio alternativă, niciun mod de a mai ieși din muntele de greșeli care s-au acumulat de-a lungul timpului. Morala poveștii? Succesul este trecător, problemele se acumulează. Locul 1. Ultima 4. Pe vremea când un instalator supraponderal italian antrena o generație întreagă în tainele traficului de droguri în mod suspicios chiar la 3 zile după el, aproape de parcă ar fi apărut ca o reacție naturală la răul lui Mario, Ultima 4 avea o lecție foarte importantă pentru mapamond. O lecție pe care nu o vei auzi prea des, pentru a cărei urmare poți fi chiar disprețuit de cei din jur, marginalizat, izgonit dintr-o societate care nu vrea să audă un lucru. Că cel mai mare inamic pe care îl vei avea vreodată, și asta este valabil pentru fiecare om în parte, ești chiar tu. Niciun monstru, niciun vrăjitor malefic, niciun dragon acvatic nu poate fi mai dificil de învins decât propriile tale neajunsuri. Și nu este responsabilitatea nimănui decât a ta de a trece dincolo de aceste neajunsuri. Obiceiurile proaste, apucăturile mai necivilizate, lipsa de educație, lenea, mândria, ura, invidia, lăcomia și toate celelalte lucruri care ne împiedică să fim ceea ce Gandhi a numit schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Dar dacă vei reuși, atunci vei fi un om mai bun, capabil să înfrunte ori și să clădească o societate care poate călăuzi rasa umană către un viitor strălucit. Sigur, nu vei deveni o figură mesianică la fel ca avatarul, dimpotrivă este chiar foarte probabil că vei ajunge să fii tratat cu dispreț, ură și invidie de ceilalți care refuză să înțeleagă această lecție. Dar cineva tot trebuie să facă primul pas. Astfel se încheie acest top dedicat lecțiilor învățate din jocuri. Mențiuni speciale sunt acordate lui Magica, ce ne învață să nu avem încredere niciodată în nimeni, serii Call of Duty, ce ne amintește că deși părem a fi eroi, nu suntem decât drone incapabile să facă altceva decât să meargă unde li se spune, și serii Metal Gear, ce ne-a învățat că până și cei mai drepți oameni pot deveni monștri.